Deci, astăzi o să discutăm, doamnelor și domnilor, despre așa zisul trending din România, care la decizia publicului, cu un vot unanim, fără dar și poate, este de căcat. Par 2. În primul rând vreau să vă zic scuze că nu am pus clipul ăsta joi, dar vedeți voi, scuza mea este una foarte, foarte bine întemeiată. Și anume, mi-a fost lene și stai, mai este. Am și dormit pe deasupra. Da, știu, la magiul anului, ha, ha, ha. Râdeți voi cât vreți, dar m-am obișnuit deja de la mama. Mă, nu mă iubește. Ei bine, de mult timp, atât companiile cât și oamenii individuali au încercat să găsească o formulă prin care clipurile lor să ajungă, așa zis, virale și astfel, prin definiție, în trending. Dar, din păcate, îmi pare rău să vă dezamăgesc, acea formulă nu există. Bine, nu există într-un fel... Râgâială de 1 decembrie. În primul rând, trebuie să punem la punct unele lucruri. Trendingul unei țări este de multe ori total diferit și prin definiție ce ar ajunge la noi viral în state nu ar fi nici măcar pe aproape. Și acum vorbim strict de content, nu de bariera culturală sau de limbă sau la 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 la. Adică, uite, spre exemplu, dacă căutăm acum populare în India, ai de pula calului ce găsim aici. Iar prin comparație, vedeți diferența. Ăia oameni care fac filme și cântă în ele. La 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 la. Iar noi avem oameni care cântă în timp ce fac filme. Oh da. Pe scurt, trendingul nostru mai te speriat versus trendingul lor. Acum e alpaca, măi! Ei bine, acum că am înțeles împreună cam care este diferența dintre tendințele de la țară la țară și de la cultură la cultură, cred că putem trece mai departe să ne întrebăm bă, pulă, dar... cum apar trendurile astea? Adică mai exact, de ce unele clipuri apar în trending și de multe ori ghidează trendingul și cam unde se termină ele? Sigur pe fața ta. Ei bine, în partea întâi din de ce trendingul din România e de căcat, am explicat deja algoritmii din spatele unui clip care ajunge în trending și cum funcționează sistemul mai exact. Dar ei bine, dacă și voi sunteți ca mine, poate de multe ori ați observat că viața bate filmul și ce vreau să spun prin asta e că degeaba știm noi toate pulele de formule și teoriile din lume dacă nu le punem și în practică, corect? Corect. Uite, să încep cu ultima parodie animată postată de mine pe acest minunat canal la care dacă nu te-ai abonat deja, mă desguști. Cum poți să trăiești cu tine, omule? Te și scui. De două ori, tu. Practic vine de trei ori, da, tu. Ultima parodie, extrem de ironic, a ajuns în fucking trending. Ta-da! Și de ce zic ironic? Pentru că în clipul ăla, practic, știți voi, explicam de ce trendingul e de căcat și clipul era în trending, deci implicit clipul era de căcat? Pula mea, nu e vina noastră că legiunea e putere și sparge bucile la trending, dar na, totuși ca fapt divers. După cum am mai spus, o țâță, un cur și o față drăguță îți vor da mereu un avantaj, mai ales în acest mediu de entertainment. Dar vedeți voi, ăla nu e un trend. Adică, eu punând un clip în care mi-arăt, spre exemplu, al meu falnic și maestos penis la cameră, probabil ar intra în trending, da. Asta scoțând din plan faptul că YouTube-ul ar da jos imediat, dar presupunând că na, mi-o blure și cumva videoul rămâne. A, videoul ăla ar ajunge în trending mai mult, ca sigur. Uite cum, spre exemplu, Codrin avea un video cu o țâță de cauciuc în thumbnail și a fost în trending. Bine, după care YouTube-ul i-a schimbat poza ca să nu aibă conținut sexual și la la la, dar nefiind o țâță reală, nu prea a putut să-i dea videoul jos. Am râgâit din nou, etc, etc, dar mai mult sau mai puțin a fost în trending. Totuși, clipul ăla sau ăsta imaginar cu pula mea, care în realitate chiar e foarte mare, adică trebuie să mă cresc pe cuvânt, cel mai probabil nu ar crea un trend. Și ce vreau să spun cu asta? Măi, nenicule, măi, dar curios ești tu astăzi? Unde-i patru, căcat?
Trenduri, de exemplu, ar fi atunci când toată lumea făcea Distrex, dacă mai ții tu bine minte, măi. Alea da, ajungeau în trending. Iar nu numai că ajungeau în trending, dar și reprezentau trendingul. Adică dacă în perioada aia făceai un clip în care aveai Distrex în titlu, am făcut și eu și a ajuns în trending, de știu eu ce zic aici, garantat avea o audiență mai largă decât pizda mămicii tale. Și de aici mai multe view-uri, like-uri, lăbi, la la la, te-ai prins în pula mea, puști găozar. Un exemplu solid și încă cald, cacofonie, dar aproape de moarte, ar fi ceva familiar vouă, da, zghicit măi, te-ai speriet? Asta împreună cu chestia aia gen Cristi! Și multe altele au reprezentat începuturi ale unui întreg trend, atât pe YouTube, cât și pe Facebook, Insta, la la la, peste tot. Deci ca diferențiator, pe scurt, un video poate fi în trending, apare, dispare și gata, sau poate să înceapă un trend, videoul ăla în sine își face view-urile, dar de la el se spawnează tot felul de alte clipuri, de exemplu, remixuri foarte șmen, ca ăsta cu BG Mafia Fit Nelson Mondianu, măi! Vă rog eu ceva, mergeți acolo și spamați cu fă mix cu alpaca că de nu îți fute capra! Niciodată n-o să am melodii cu mine! Mai întâi de toate, hai să definim niște lucruri. Ce înseamnă un clip de căcat și ce înseamnă un clip de calitate? Ei bine, aici lucrurile nu se prea pot discuta, așa pe șleau, cum îmi place mie, deoarece este destul de personal, care exemplu eu să spun că îmi place ceva, iar ție să-ți placă altceva și mie să nu-mi placă ce-ți place ție și ție să nu-ți placă ce-mi place mie. Adică pula mea, asta e viața, bro. Dar ce pot spune e că din punct de vedere personal, multe așa zise căcaturi ajung în top, pe când chestii de calitate sunt aruncate la fundul oceanului, unde nimeni să nu le poată vedea vreodată. Adevărat, în multe cazuri și nu prea. Ei bine, e clar, spre exemplu, dacă Ina ar ieși acum pe balcon cu țâțele pe afară, chestia asta ar părea mai sus decât un video explicativ despre teoria relativității. These are facts, bro. Mereu ceva ce te instigă va fi mai sus în rangul intereselor oamenilor decât ceva ce te intrigă. Adică ia-o și tu logic. Uite, tu, spre exemplu, te-ai uitat mai degrabă la tema ta de mate pentru mâine sau la aceste țâțe minunate desenate în Paint? Păi vezi, stai să vezi când țâțele astea îți fac și tema la mate și îți mai dau și o labă, mamă! După cum am mai spus, tehnica e una, dar practica e alta și cu toate că ultimul nostru clip a ajuns în trending, vreau să încercăm ceva, fraților. Vreau să testăm dacă noi împreună avem forța necesară să pușăm un clip în trending. Eu zilele astea, cât timp nu eram pe centură să-mi fac și-o banii de chirie, am lucrat la un clip foarte interesant, dar și extrem de retardat, pe care aș vrea să-l postez marți, asta care vine și da, nu te mai plânge în morții mămicii tale, mă jur că-l postez marți la ora 2 după masa. Și da, mă jur încă o dată, că nu mai fucking ador. Mă jur. Iar tot ce trebuie să facem noi e destul de simplu. Să ne uităm la el cum o facem deja și să-i dăm un share unde dracu prinde. Adică avem vreo bunică surdă de un ochi și chioară de un picior care știe totuși să belească ochii la un clip, trimite-i. Avem un câine care adoră să slingă ecranul în timp ce îți gâdilă boașele, trimite-i. Aveți vreun căcat în WC-ul care așteaptă să fie tras, trimite-i. Oricine, trimite-i. Și pe scurt să vedem noi pe cont propriu cum pula mea funcționează trendingul ăsta. Adică m-am uitat pe net și am văzut videouri și oameni explicând la la la, dar vreau să avem noi, mă, în pula mea, să avem noi datele alea. Adică pe ce se bazează? Pe share-uri, pe view-uri, pe like-uri și gen cam câte sunt necesare din fiecare ca un clip să ajungă de la zero în așa zisul trending de căcat. Și nu faceți griji că dacă nu vă place pula aia de clip, nu trebuie să-i dați niciun share. Adică puteți pur și simplu să-l aruncați lângă căcatul ăla din WC-ul care așteaptă de atâta timp să tragi apă. Pa, omule, pute în casă, du-te odată. Dar totuși, vrei un spoiler, bă, pulă, măi, băi, vrei un spoiler, băiatul, la 5 lei, vrei un spoiler la video ăla, ia un spoiler la 3 lei, reducere de la 2. Help me, boss! Bine ați venit, mașinul, astăzi este o zi specială în afară faptului că...
Și da, ăsta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să deveniți parte din legiune. Iar la 3, ca de obicei, al Paca King out. 1, 2, 3. Respect! Și ca un mic bonus, chiar țin să vă mulțumesc din suflet pentru toată dragostea oferită ultimilor clipuri. Adică, pula mea, cred că am ajuns în trending cam cu tot ce am postat și sunt conștient că suntem noi retardați de fel, dar măcar suntem cei mai tare retardați și pentru asta vă iubesc. No homo, though. No homo. Puști găuzar! Adică ia-o și tu logic. Uite, tu, spre exemplu, te-ai uitat mai degrabă la tema ta de mate pentru mâine sau la aceste țâțe minunate desenate în Paint? Păi vezi, stai să vezi că țâțele astea îți fac și tema la mate și îți mai dau și o labă! Mamă!